România are două surori campioane mondiale la canotaj, mai sunt doar 5 exemple în toată lumea. Amalia și Mădălina Bereș sunt surorile campioane mondiale. O ascuns pe sora ta mai mare? Îi ascult sfaturile, da. Bineînțeles, ne mai ciudănim, nu există numai lapte și miere, ca între frați. Mai e loc de medalii în casă? Ei, cum să nu? Se face. Simona Radiș vrea să repete performanța de anul trecut, când a luat două medalii de aur la mondiale într-o oră. Cum te descurci cu supranumele ăsta de Messi al canotajului? Mă bucur că sunt pusă în această comparație. Sincer, îl urmăream mai mult pe Ronaldo decât pe Messi. Vremea ploioasă nu le ajută deloc pe campioanele de la canotaj. Am avut parte doar de vremerea. V-ați antrenat pe frig, ploaie? Frig, ploaie, vânt, cum este și astăzi.